Deși au început școala săptămâna aceasta, mulți copii sărmani s-au dus la ore fără ghiozdane sau rechizite. Este și cazul unor frățiori din Valea Călugărească. Părinții nu au reușit să le cumpere decât câteva caiete. Tatăl este pensionat pe caz de boală, având un venit de aproximativ 500 de lei, iar mama este nevoită să stea acasă pentru a avea grijă de ei. Nu am avut posibilitatea cu ce s-a putut. Un caiet, mă rog, un ghiozdan care a fost dat de la cunoștințe. Da, cunoștințe. Și în restul, deocamdată, nu. Deja au început școală? Au început școală, dar aștept să iau banii, pensia. Cum vă descurcați cu cei mici? Greu, ce să pot să spun. Ca mamă, greu. Copiii cer. I-ați trimis de ieri la școală, pe trei dintre ei. Deschidere am fost cu ei la școală. A văzut-o și pe doamna învățătoare. Și rechizitele ați luat? Rechizitele, nu știu, poate ne dă primăria, dar dacă nu suntem puși pe listă, pe nicăieri. Nu permite să le cumpărați ceva? Nu pot. Am mai primit de la vecini, la copiii care au crescut mai mari, le-a dat lor. Ai fost la școală ieri și astăzi? Da. Cum e acolo? Frumos. Ai colegi mulți? Da. Și ce ți-ar trebui ție pentru la școală? V-a spus doamna? Da. Ce v-a spus? Păi trebuie caiete, culori? Păi avem caiete și culori. Da? V-a dat doamna? Nu. I-a dat mama. V-a luat mama câteva caiete, nu? Dar ghiozdănel nou v-a luat? Nu. Pe lângă cei trei frați care merg la școală, în familie mai sunt doi copii. Fata cea mare este căsătorită, iar un băiat de 16 ani a abandonat școala înainte să intre la liceu. Echipa Valea Prahovei TV le-a făcut o surpriză celor mici. Uite ce surpriză am eu pentru voi, câte un ghiozdănel nou cu rechizite. Da. Și asta e pentru fratele vostru mai mare. Era școală el acum, da? Nu? Da. Să învățați bine. Sunt frumoase? Da. Mici. Nemaipomenită frumos. Da. Nu mai așteptăm și caiete și frumos. Îmi place. Mulțumim. Eu vreau ceva de aici și place ție cel mai mult, piticule? Penarul. Penarul. Are destul de acolo. Te vorbește cu tanti aici. Acum mergi, înveți bine la școală? Da. Da? Uite ce penar frumos, din ăla cu fotbaliști. Ce vă place? Da. Cu fotbaliști. Ce încântat e. Ce ai găsit în ghiozdănel? Penare, facorele, pixuri, toate astea. Îți plac? Da. Ghiozdanele complet echipate au putut fi oferite în cadrul campaniei derulate de VPTV numită Ghiozdanul cu Bucurii.